получилось. Так, да, у Сурвескан либо Молдовинеска. Лошадинца три кута. Лошадинца три минуты фарчензура. Да, а вот васпец не пуфтиц. А фуст, а патрузер шичинча шадинца. Ш васпец ира он групп литинир. Колесо презентат ка он онже. Чуваку униря. Și avea un comportament straniu. Astăzi noi, tema noastră de astăzi, sunt 10 motive contra unirii, împotriva unirii. Ședința de-a trecut a fost consacrată întrebării 10 motive pentru care unirea este binevenită. Și acești tineri au fost invitați participe la ședință 3 minute fără cenzură. Ei, paralel cu noi, au filmat și au transmis în direct, în rețea de socializare în internet, această ședință. Însă, eu aș vrea să spun că să vorbesc astăzi despre un motiv, despre principiile morale a persoanelor care se denumesc unioniști, adică doresc unirea Moldovei cu România. Aceste persoane tinere au venit aici nepoftiți, au fost acceptați să participe, mai mult ca atât, unul dintre ei i s-a permis să țină un discurs, el era pregătit, de unde a aflat tema discuției noastre, nu cunosc, însă e foarte important să înțelegem care a fost scopul acestor tineri unioniști care au venit la ședința noastră. Materialul care l-au plasat ei în internet, în rețeaua de socializare, se numea așa, Caldare refuză prezența ONG-urilor. Care Caldare, care ONG-uri. Deci e un club 3 minute fără cenzură și nu e prima, nu a doua, e a 45-a ședință acestui club și poate să participe orice care, numai că vorbitorii sunt cei care au fost invitați, persoanele care au fost invitate. Mai mult ca atât, ei s-au pregătit de acasă pentru că acest titlu deja era pregătit și ei nu s-au așteptat că lor le va fi permis să participe. Și a doilea lucru interesant, ei au scris că este un club de dialog unioniștii versus separatiștii. Deci, aiureală, da, deci sunt două falsuri care caracterizează acești tineri din mișcarea unionistă. Acum, un lucru care aș vrea să o accentuez, să atrag atenția mai minuțios. Comentariile, acești tineri care erau aici în sală, paralel cu discursurile invitațiilor la această ședință, scriau în internet comentarii vis-a-vis, pe parcursul acestei translări. Și aș vrea să ascultați cu ce mesaje au venit acești tineri în comentarii și nici nu au încercat să argumenteze ceva. Au venit ori cu niște lozinci, ori cu etichetări. Deci a fost pur și simplu un atac, o încercare de atac psihologic care evident nu le-a reușit. Un careva Nelu Dascăl scrie, cei care vor cu Rusia sunt proști. Tot el. Boșorogul, el are în vedere pe ambasadorul domnul Ciobu, Boșorogul nu compară Republica Moldova cu Georgia. El măcar știe geografia. Ce are Georgia, adică niște mesaje de insultă. Un careva, Ghinea Florin, scrie, reunirea este inevitabilă, rusnacii care nu înțeleg aceasta sunt prea înapoiați mental.
frumos. Emanuel, Emanuel. Unire pentru tinerii noștri și în memoria părinților noștri care au murit de foame prin gulagurile sovietice și pentru cei care au murit cu arma în mână pentru eliberarea Basarabiei. Tot acest personaj, moșul îl are în vedere pe ambasadorul Ciobu, moșul are convergență bolșevice, bolnave. Pe aista doar moartea îl va schimba. Da. Ion Ștefan scrie: da, pentru reunire. Gena Coșer, unire. Elena Morari, unire și numai unire, unire, da, da, unire. Ludmila Cantimir, Mila, da, pentru reunire. Maria, adică vedeți, numai Luzinci, niciun argument, nicio propunere concretă, niciun motiv pentru care ar fi nevoie să fie această unire. Геннадий Порчерян, Крылов, вализа шипе урма Сибири, шпиурма Сибирия. Укарева Андрей. Повтим? Ну, Крылов, ел у Крылова и адреса. Да, да. Да. Da, dar cel mai interesant că aceia ce au filmat ei și au pus pe site nu a inclus nici mesajul cu care am venit eu, nici mesajul cu care a venit Oleg. Adică neascultându-mă pe mine, neauzând niciun cuvânt din gura mea, un careva Andrei Маргулис скрие колдаре сама как интренса фрумос интеллигент невел румын да Лора Бурдужа колдаре сингур ештен сепаратист бада прости он карева Рина Коновалова колдаре фацарник дентинерец бада прости дарно коноска шака ну что de unde știi cum am fost eu. Și cel mai interesant, Lidia Baltac, unirii necătând la sondaje și dorința minorităților. Adică, noi nu vrem să știm părerea voastră, noi să facem așa cum vrem noi. Хоря Ион Поп, Бълшорочий сент, nostalgici stataliști, unirea face puterea, moarte stataliștilor mancurți. Semnul exclamării. Deci noi avem legionari, noi avem persoane care, în cadrul unirilor, care deja încalcă legea și instigă la ură, mai mult ca atât, instigă la nimicirea fizică a oponenților săi politici și oponenților diviziune. De aceea, eu nu o să povestesc mai departe acele 10 motive pentru care unirea nu este binevenită, dar o să facem în felul următor. O să adunăm toate argumentele, toate lozincile cu care vin unioniștii, și mai cărturari, și mai puțin cărturari, și absolut analfabet, și fiecare din argumentele și lozincile lor o să le discutăm, adică o să facem analiza acestor lozinci și argumente și o să venim cu contraargumentele noastre. Așa că, băieți unioniști, nu știți să vă purtați, țineți-vă!